Întrebarea mea, cea care la vârsta de 50 de ani m-a dus în pragul sinuciderii, era întrebarea cea mai simplă care se regăsește în sufletul fiecărei ființe omenești, de la cel mai prostuț copilaș la cel mai înțelept bătrân. Fără această întrebare, viața nu este posibilă așa cum simțeam eu. Întrebarea era următoarea: ce se va alege din ceea ce fac astăzi? Ce voi face mâine? Ce se va alege din toată viața mea? Cu alte cuvinte, întrebarea va fi următoarea: la ce bun să trăiesc? La ce bun să doresc ceva? La ce bun să fac ceva? Și întrebarea se mai poate exprima și altfel: există oare în viața mea un sens care nu va fi distrus în mod inevitabil de moartea care mă așteaptă? La această întrebare exprimată în mod diferit, am căutat răspuns în cunoașterea omenească și am descoperit că în privința acestei întrebări, toate cunoștințele umane se împart în două emisfere contrarii, în două extreme opuse la care se găsesc doi poli. Unul este negativ, celălalt pozitiv. Dar nici la unul, nici la celălalt nu există răspunsuri la întrebările vieții. O anumită serie de cunoștințe nici nu recunoaște întrebarea. În schimb, răspunde precis și limpede la propriile întrebări formulate independent. Aceasta este seria științelor experimentale, în al căror punct extrem se află matematica. A doua serie de științe recunoaște întrebarea, dar nu răspunde la ea. Acestea sunt științele speculative, iar în punctul lor extrem se află metafizica. Încă din fragedă tinerețe m-au interesat științele speculative, dar după aceea m-au atras și matematica, și științele naturii și, atât timp cât nu mi-am formulat clar întrebarea, atât timp cât întrebarea n-a crescut singură în mine, cerând insistent un răspuns, m-am mulțumit cu acele răspunsuri contrafăcute pe care le oferă cunoașterea. În domeniul experienței îmi spuneam: totul se dezvoltă, se diferențiază, tinde spre complexitate și perfecționare și există anumite legi care guvernează această mișcare. Tu faci parte dintr-un tot. Cunoscând totul pe cât posibil și cunoscând legile dezvoltării, vei cunoaște atât locul tău în acest tot, cât și pe tine însuți. Oricât mi-ar fi de rușine, trebuie să recunosc că a existat o vreme când se părea că eram mulțumit cu aceasta. Era exact acea perioadă când deveneam eu însumi tot mai complicat și mai dezvoltat. Mușchii mei creșteau și se întăreau, memoria se îmbogățea, iar eu, simțind această creștere în mine, era firesc să gândesc că aceasta este legea întregii lumi, în care voi găsi și rezolvarea problemelor vieții mele. Dar a venit momentul în care creșterea mea a încetat. Și am simțit că nu mă mai dezvolt, că mă usuc, mușchii îmi slăbesc, dinții îmi cad. Și am văzut că această lege nu numai că nu-mi explică nimic, dar nici măcar nu există, nu a existat și nu a putut să existe o astfel de lege. Iar eu luam drept lege ceea ce găsisem în mine într-un anumit moment al vieții. Am abordat mai sever definirea acestei legi și mi-a devenit clar că nu pot exista legi ale unei dezvoltări infinite. Îmi era clar. A spune că în spațiul și timpul infinit tot se dezvoltă, se perfecționează, se complică, se diferențiază, înseamnă să nu spui nimic. Toate acestea sunt cuvinte fără însemnătate, deoarece în infinit nu există nimic. Nici complicat, nici simplu, nici față, nici spate, nici mai bine, nici mai rău. Important este faptul că întrebarea mea personală,
ce sunt eu cu dorințele mele rămâne absolut fără răspuns. Și am înțeles că aceste cunoștințe sunt foarte interesante, foarte atrăgătoare, dar exacte și clare în măsură invers proporțională cu aplicabilitatea lor la chestiunile vieții. Cu cât sunt mai puțin aplicabile la problemele vieții, cu atât sunt mai exacte și mai clare. Cu cât se străduiesc mai mult să dea răspunsuri la problemele vieții, cu atât devin mai neclare și mai puțin atrăgătoare. Dacă te adresezi acelui domeniu al cunoașterii care se străduiește să dea răspunsuri la întrebările vieții, fiziologiei, psihologiei, biologiei, sociologiei, vei întâlni o izbitoare sărăcie de gândire, o măreață neclaritate, o pretenție prin nimic justificată de a rezolva probleme aflate în afara sferei lor de acțiune și contradicții necontenite între un gânditor și ceilalți, ba chiar între un gânditor și el însuși. Dacă te adresezi acelui domeniu al cunoașterii care nu se ocupă cu rezolvarea problemelor vieții, dar răspunde la întrebările sale științifice speciale, te extaziezi în fața forței gândirii omenești, dar știi dinainte că nu are răspunsuri la întrebările vieții. Aceste științe pur și simplu ignoră problema vieții. Ele spun, la întrebarea, ce ești și pentru ce trăiești? Nu avem răspunsuri și nu ne ocupăm de aceasta. Dar dacă vrei să știi legile lumii, formulele chimice, legile dezvoltării organismelor, dacă trebuie să știi legea corpurilor, a formelor acestora și relația dintre cifre și mărimi, dacă trebuie să știi legile minții tale, la toate acestea aveam răspunsuri clare, precise și indubitabile. În general, atitudinea științelor experimentale față de problema vieții poate fi exprimată astfel. Întrebare. De ce trăiesc? Răspuns. În spațiul infinit de mare, în timpul infinit de lung, particule infinit de mici se transformă într-o complexitate infinită, iar când vei înțelege legile acestor transformări, atunci vei înțelege de ce trăiești. Apoi, la modul speculativ, mi-am spus, toată omenirea trăiește și se dezvoltă pe baza principiilor spirituale, a idealurilor după care se conduce. Aceste idealuri se exprimă în religii, în științe, arte, în formele statalității. Aceste idealuri se ridică tot mai sus, iar omenirea se îndreaptă spre o mai mare fericire. Eu sunt o parte a omenirii și de aceea misiunea mea este să contribui la conștientizarea și realizarea acestor idealuri ale omenirii. Și pe când îmi slăbise mintea, m-am mulțumit cu aceasta. Dar imediat ce problema vieții a început să se contureze clar în mintea mea, toată această teorie s-a prăbușit într-o clipă. Pe lângă imprecizia de rea credință prin care cunoștințele de acest fel prezintă concluzii trase pe baza studierii unei mici părți a populației drept concluzii generale, pe lângă contradicția reciprocă dintre diverse adepți ai acestei opinii în legătură cu chestiunea în ce constau idealurile omenirii, ciudățenia, ca să nu spunem stupizenia, acestei opinii constă în faptul că, pentru a răspunde la întrebarea pe care trebuie să-și o pună orice om, ce este aceasta, sau de ce trăiesc, sau ce trebuie să fac, omul trebuie să rezolve mai întâi problema ce este viața unei omeniri necunoscute lui, din care este cunoscută numai o parte infimă și o perioadă de timp infimă. Pentru a înțelege ce este el, omul trebuie mai întâi să înțeleagă
ci este această omenire misterioasă, alcătuită din oameni la fel cu el, care nu se înțeleg pe ei înșiși. Trebuie să recunosc că a existat o vreme când credeam și eu în asta. Era perioada când aveam idealurile mele preferate, care îmi justificau toanele și mă străduiam să inventez o teorie în conformitate cu care aș fi putut să-mi privesc capriciile ca pe o lege a umanității. Dar atunci când în sufletul meu a apărut problema vieții în toată claritatea ei, de răspunsul acesta s-a ales praful, iar eu am înțeles că, așa cum în științele experimentale există științe adevărate și pseudoștiințe care se străduie să ofere răspunsuri la întrebări din afara sferei lor de preocupări, și în acest domeniu există o serie întreagă de cunoștințe, dintre cele mai răspândite, care încearcă să răspundă la chestiuni ce nu sunt de competența lor. Pseudoștiințele din acest domeniu, științele juridice, sociale, istorice, încearcă să rezolve problemele omului prin faptul că fiecare pretinde că rezolvă în felul său problema vieții întregii omeniri. Dar, la fel cum în domeniul cunoștințelor experimentale, omul care întreabă sincer, cum să trăiesc, nu se poate mulțumi cu răspunsul: studiază în spațiul infinit, transformările infinite în timp și complexitate ale particulelor infinite și atunci îți vei înțelege viața. Tot așa, un om sincer nu poate să se mulțumească nici cu răspunsul: studiază viața întregii omeniri, al cărei început și sfârșit noi nu-l putem cunoaște, și atunci îți vei înțelege viața. Și exact la fel ca în pseudoștiințele experimentale, și aceste pseudoștiințe sunt cu atât mai pline de neclarități, incertitudini, stupidități și contradicții, cu cât se depărtează mai mult de obiectul lor. Obiectul științei experimentale este studierea legăturii cauzale dintre fenomenele materiale. Dacă știința experimentală abordează chestiunea cauzei ultime, se ajunge la un nonsens. Obiectul științei speculative este conștientizarea esenței non-cauzale a vieții. Dacă va cerceta fenomenele cauzale, precum cele sociale, istorice, se va ajunge la un nonsens. Așadar, știința experimentală oferă numai cunoștințe pozitive și dezvăluie măreția gândirii omenești atunci când nu abordează în cercetările ei cauza ultimă. Și invers, știința speculativă este știință și dezvăluie măreția gândirii omenești numai atunci când îndepărtează în totalitate chestiunile referitoare la succesiunea cauzală a fenomenelor și examinează omul numai prin raportare la cauza ultimă. Așa este în acest domeniu știința care reprezintă punctul extrem al acestei emisfere, metafizica sau filosofia speculativă. Această știință formulează clar întrebarea: ce sunt eu și ce este întreaga lume? Pentru ce exist eu și pentru ce există întreaga lume? Și încă de când există această întrebare, răspunde întotdeauna la fel. Indiferent dacă filozoful numește esența vieții care se găsește în mine și tot ceea ce există, idee, substanță, spirit, voință, el spune același lucru: că această esență există și că eu sunt acea esență. Dar de ce există, asta nu știe și nu răspunde dacă este un gânditor corect. Eu întreb, de ce există această esență? Ce va rezulta din faptul că este și va fi? Iar filozofia nu numai că nu răspunde, dar chiar ea este cea care întreabă. Iar dacă este o filozofie adevărată, atunci toată misiunea ei constă tocmai în acest lucru: să formuleze clar întrebarea.
și dacă își respectă strict misiunea, nici nu poate răspunde la întrebarea ce sunt eu și lumea întreagă, decât tot și nimic. Iar la întrebarea de ce există lumea și de ce exist eu, răspunde numai nu știu. Astfel, indiferent cum aș învârti aceste răspunsuri speculative ale filozofiei, nu voi obține nimic care să semene a răspuns. Și asta nu pentru că, așa cum se întâmplă în domeniul limpede al științei experimentale, răspunsul nu se referă la întrebarea mea, ci pentru că aici, deși întreaga activitate intelectuală este îndreptată tocmai spre întrebarea mea, nu există răspuns. Și în loc de răspuns, primesc aceeași întrebare, dar într-o formă mai complicată. În căutarea răspunsurilor la întrebarea vieții, am trăit exact același sentiment pe care îl încearcă un om rătăcit în pădure. Am ajuns într-o poiană, m-am urcat într-un copac și am văzut clar spațiul infinit, dar am observat că acolo nu este nicio casă și nici nu poate fi. M-am dus în desișul pădurii, în întuneric și la fel. Casa nu e și nu e. Și așa am rătăcit prin acea pădure a cunoștințelor omenești, printre dârele de lumină ale cunoștințelor matematice și experimentale, care îmi dezvăluiau orizonturi clare, dar în direcția cărora nu putea fi nicio casă, și printre cunoștințele speculative obscure, și m-am convins în cele din urmă că nu există ieșire și nici nu poate exista, lăsându-mă în voia laturii luminoase a cunoștințelor. Am înțeles că nu fac altceva decât să mă întorc privirile de la problema. Indiferent cât de ispititoare și de limpezi erau orizonturile care mi se deschideau, oricât de ademenitor ar fi fost să mă cufund în infinitul acestor cunoștințe, am înțeles că acestea sunt cu atât mai limpezi, cu cât îmi sunt mai puțin necesare și cu cât îmi răspund mai puțin la întrebare. Ei bine, îmi spuneam eu, știu tot ceea ce dorește cu atâta îndârjire să știe știința. Însă răspunsul la întrebarea despre sensul vieții mele nu se află pe acest drum. În domeniul speculativ am înțeles că, indiferent dacă scopul cunoașterii era îndreptat direct spre răspunsul la întrebarea mea sau poate tocmai de aceea, nu există alt răspuns decât cel pe care mi-l dădusem singur. Care este sensul vieții mele? Niciunul. Sau, ce se va alege de viața mea? Nimic. Sau, pentru ce există tot ceea ce există și pentru ce exist eu? Pentru că există. Punând întrebări într-un anumit domeniu al cunoașterii umane, am primit un număr infinit de răspunsuri precise la ceea ce nu întrebasem. Despre compoziția chimică a stelelor, despre mișcarea soarelui, spre constelația Hercule, despre originea speciilor și a omului, despre formele infinit de mici ale atomilor, despre fluctuațiile particulelor imponderabile, infinit de mici ale eterului. Dar răspunsul primit în acest domeniu al cunoașterii umane la întrebarea mea, în ce constă sensul vieții mele, a fost unul singur. Ești ceea ce numești viața ta. Ești o înlănțuire temporară și întâmplătoare de particule. Acțiunea reciprocă dintre aceste particule generează în tine ceea ce numești viața ta. Această înlănțuire se menține un anumit timp. După aceea, interacțiunea dintre particule încetează și încetează și ceea ce numești viață. Încetează și toate întrebările din tine. Ești un bulgăre alcătuit întâmplător. Bulgărele se descompune. Bulgărele numește această descompunere viața sa. Bulgărele se sfarmă
și atunci se termină descompunerea și toate întrebările încetează. Așa răspunde latura luminoasă a cunoașterii și nu poate spune nimic altceva dacă își respectă cu strictețe principiile. În cazul unui astfel de răspuns, vom constata că acesta nu răspunde la întrebare. Eu vreau să știu care este sensul vieții mele, iar faptul că ea este o particulă a infinitului nu numai că nu-i conferă sens, dar anihilează orice sens posibil. Târgul neclar pe care îl încheie această latură a științelor experimentale cu cele speculative, atunci când se spune că sensul vieții constă în dezvoltare și în contribuția la această dezvoltare, nu poate fi considerat un răspuns din cauza impreciziei și a neclarității sale. Cealaltă latură a cunoașterii, cea speculativă, atunci când își respectă cu strictețe principiile, răspunzând direct la întrebare, răspunde și a răspuns în toate secolele la fel. Lumea este ceva infinit și ininteligibil. Viața omenească este o parte insesizabilă a acestui tot insesizabil. Din nou, exclud toate târgurile încheiate între cunoștințele speculative și cele experimentale, care reprezintă întregul balast al pseudoștiințelor, așa zis, juridice, politice, istorice. În aceste științe se introduc în mod incorrect noțiunile de dezvoltare și perfecționare, cu singura deosebire că acolo este vorba de dezvoltarea tuturor, iar aici despre cea a vieții umane. Minciuna este aceeași. Dezvoltarea, perfecționarea la infinit, nu poate avea nici scop, nici direcție și nu răspunde în niciun fel la întrebarea mea. Acolo unde știința speculativă este precisă, și anume în adevărata filozofie, nu în cea pe care Schopenhauer o numește filozofie profesorală, care servește numai ca să împartă toate fenomenele existente în funcție de noi scheme filozofice și să le redenumească cu alte nume noi. Acolo unde filosoful nu pierde din vedere chestiunea esențială, răspunsul este întotdeauna unul și același. Este răspunsul pe care l-au dat Socrate, Schopenhauer, Solomon și Buddha. Ne apropiem de adevăr numai în măsura în care ne depărtăm de viață, spune Socrate, pregătindu-se să moară. Către ce anume năzuim noi, cei care iubim adevărul? Către eliberarea trupului de orice rău care decurge din viața trupului. Dacă este așa, atunci de ce să nu ne bucurăm atunci când moartea vine la noi? Înțeleptul caută moartea toată viața și de aceea moartea nu îl sperie. Cunoscând esența interioară a lumii ca voință, spune Schopenhauer, și în toate manifestările, de la tendința inconștientă a forțelor întunecate ale naturii până la acțiunea de plin conștientă a omului, recunoscând numai obiectualitatea acestei voințe, nu vom putea evita nicicum consecința că, împreună cu negarea liberă, prin autodistrugerea voinței, vor dispărea toate acele manifestări, precum strădania permanentă și zbuciumul fără scop și fără odihnă, la toate nivelurile obiectualității pe care și din care este alcătuită lumea, și va dispărea și diversitatea formelor succesive. Vor dispărea împreună cu forma toate manifestările ei cu formele lor generale, în spațiu și timp, și în cele din urmă și forma sa fundamentală, subiectul și obiectul. În fața noastră, în cele din urmă, va rămâne numai neantul. Dar ceea ce se împotrivește acestei treceri în neant, natura noastră, este tocmai această voință de a exista,
din care suntem alcătuiți atât noi, cât și lumea noastră. Faptul că suntem atât de înfricoșați de neant sau ceea ce este același lucru că vrem să trăim înseamnă numai că noi înșine nu suntem nimic altceva decât voința de a trăi și nu cunoaștem nimic altceva în afară de aceasta. De aceea, ceea ce ne rămâne nouă, celor încă plini de voință, după distrugerea completă a voinței, este, firește, neantul. Dar și invers, pentru cei în care voința s-a transformat și a renunțat la sine, pentru aceștia, lumea noastră atât de reală, cu toți sorii și cu toate căile ei lactee, este neant. Deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni. Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudește sub soare? Un neam trece și altul vine, dar pământul rămâne întotdeauna. Ceea ce a fost, aceea va mai fi și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care să se spună, iată ceva nou, aceasta a fost în vremurile străvechi de dinaintea noastră. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte și tot așa despre cei ce vor veni pe urmă. Nici o pomenire nu va mai fi la urma lor. Eu, Eclesiastul, am fost regele lui Israel în Ierusalim și m-am sârguit în inima mea să cercetez și să iau aminte cu înțelepciune la tot ceea ce se petrece sub cer. Acesta este un chin cumplit pe care Dumnezeu l-a dat fiilor oamenilor ca să se chinuiască întru el. M-am uitat cu luarea minte la toate lucrările care se fac sub soare și iată, totul este deșertăciune și vânare de vânt. Grăiteam în inima mea. Cu adevărat am adunat și am strâns înțelepciune, mai mult decât toți cei care au fost înaintea mea în Ierusalim, căci inima mea a avut un belșug înțelepciune și știință și mi-am silit inima ca să pătrund înțelepciunea și știința, prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este vânare de vânt, că unde este multă înțelepciune, este și multă amărăciune și cel ce își înmulțește știința, își sporește suferința. Grăiteam inimii mele, vin o să te ispitesc cu veselia și să te fac să guști plăcerea și iată, că și aceasta este deșertăciune. E nebunie, am zis despre râs și despre veselie, la ce poate să folosească? Am cugetat apoi în inima mea să-mi desfătez trupul cu vin, pe când cugetul meu umbla după înțelepciune și cerceta nebunia, până ce voi vedea ceea ce este bun pentru fiii oamenilor să facă sub cer, în vremea vieților. Am început lucrări mari, am zidit case, am sădit vii, am făcut grădini și parcuri și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să pot uda din ele o dumbravă care creșteau copacii. Am cupărat robi și roabe și am avut feciori născuți în casă, asemenea și turme de vite și oi fără de număr, mai mult decât toți cei care au fost înaintea mea în Ierusalim. Am strâns aur și argint și număr mare de împărați și de satrapi. Am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor omului mi-am agonisit, o prințesă și alte prințese. Am fost mare și am întrecut pe toți cei ce au trăit înaintea mea la Ierusalim și înțelepciunea a rămas cu mine.